Astra va avea un început de campionat furtunos. Săptămâna viitoare primește vizita lui FCSB. Vor fi probleme mari. Primele două etape vor fi probleme mari. Cei care joacă în Europa sunt privilegiați, având meci mai multe, își pot intra în ritm și în formă sportivă mult mai ușor. Un prim obiectiv, da, este accederea în play-off. Fost campion cu Astra în 2016, Valerica Găman și George Merloi de la Clincen sunt cele mai importante mutări ale verii. Ultimul a marcat 4 goluri în ediția trecută a Ligii I, dar a bifat și o experiență la Academia Clubului Francez Rennes. Mie mi-a plăcut foarte mult. E un jucător tânăr de viitor. Găman e un jucător important pentru noi, un jucător și sunt convins că din experiența pe care a acumulat-o în cariera lui ne va ajuta. Ali Bec și compania primesc vești bune de la formația finanțată de Ioan Niculae. Într-adevăr, au niște bonusuri pentru locul 3. Le vor primi, așa cum au primit fiecare cent la asta, chiar dacă sunt târziere, dar au primit. Mai sunt restante, dar se vor plăti.